Bună ziua sau bună seara! Continuăm astăzi să o adăugăm o nouă piesă de puzzle în acel mare tablou pe care v-am promis, despre care o să vorbim și discutăm la un moment dat și căruia îi spunem simbolic, da, matricele sorții sau matricele destinului. Iar astăzi, așa cum v-am promis, o să discutăm despre puterea voinței. Și, ca de obicei, o să începem cu rădăcinile sau mai exact cu definițiile și noțiunile pe care le avem fiecare dintre noi, da, legate, pentru că întotdeauna la rădăcini acolo se află toate problemele, da, dar și toate viitoarele rezultate. De altfel, în viața asta, indiferent de țara sau limba vorbită, noi folosim anumite cuvinte, da, utilizăm anumite cuvinte pentru diverse noțiuni și concepte, doar că întotdeauna lângă și împreună cu acele cuvinte simbolice, noi avem întipărit în mintea noastră și un anumit sens legat de acel cuvânt, da? O anumită viziune sau o anumită imagine, un anumit concept, cum spuneam. Și acum, legat de ceea ce ne-am propus să discutăm astăzi. În mod obișnuit, oamenii cred că puterea voinței se manifestă atunci când, indiferent care ar fi circumstanțele exterioare, că ești obosit, că nu ești, că ai lene, da? Că depășești acea lene, că ai, nu știu, o lipsă de dorință sau că sunt diverse greutăți, de, indiferent de emoții sau sensibilitatea pe care o ai, indiferent de traume, de răni din copilărie și așa mai departe și așa mai departe. Deci, indiferent de circumstanțele exterioare, există în om această abilitate sau, cum îi spun de multe ori, această putere de a te aduna, da, de a te lua în mâini și a merge și a face. Da? Asta cred oamenii în mod obișnuit despre ceea ce înseamnă puterea voinței. Sau asta în principal, în majoritatea, stă în cap așa atunci când spunem, da, puterea voinței. Ei, și de unde vine încă o dată această putere și această voință, da, din noi? Din care organ mai exact? Sau din care parte din noi? Și ar trebui întâi să ne răspundem la aceste întrebări, practic, înainte să începem să antrenăm, da, și să dezvoltăm în noi anumite trăsături și capacități. Nu e așa? Adică atunci când spui că ai puterea voinței și vrei ceva să antrenezi, e firesc și logic că trebuie să înțelegi exact unde se află chestia asta. Adică în creier, în rațiune, în minte, în conștiință, subconștient, în suflet, într-o mână, într-un picior, de unde anume și unde anume se află această putere a voinței. Și observați că vom ajunge ca întotdeauna la cele paradigme și viziuni care, sau de la care pornesc practic toate problemele în viața noastră, dar și toate rezultatele. În epoca și era asta noastră în care trăim, epoca și era asta modernă, oamenii practic la ora actuală încurcă ceea ce, încă o dată, simbolic vom vorbi în continuare, da, că se numește puterea voinței, cu, de fapt, da, puterea caracterului. Sau încurcă, să-i spunem așa, puterea sufletului sau pun tot într-o ciorbă așa, da? Puterea sufletului cu puterea creierului, da? Ori acestea două, da, deși au puncte de legătură, da, undeva se intersectează, nu înseamnă deloc unul și același lucru, da? Puterea sufletului cu puterea creierului, puterea voinței și puterea caracterului, da? Sau autocontrolul, dacă vreți. Așadar, mai întâi de toate, să vedem ce ne spune Dexul, da? Să începem practic cu această separare și înțelegere a acestor noțiuni și concepte separat. Și o să mergem la Dex. Cum mai spuneam eu și în webinarele trecute, așa, marele denaturator al cuvintelor. Și găsim acolo așa, că voința e o funcție psihică caracterizată prin orientarea conștientă a omului spre realizarea unor scopuri și prin efortul depus pentru atingerea lor. Iar la caracter găsim în felul următor, că este ansamblul însușirilor fundamentale psihice morale ale unei persoane care se manifestă în modul de comportare, în ideile și acțiunile sale, personalitate morală fermă, însușire morală care se manifestă prin perseverență, voință fermă și corectitudine. N-am mers mai departe să vedem ce înseamnă această morală, da, această însușire morală, unde se află ea, pentru că o să tot vedem că o să, da, găsim dintr-o rădăcină altă rădăcină. Dar chiar și așa, din
doar uitându-ne la aceste două cuvinte, găsim, practic, după acest text, da, conform acestei practic după această paradigmă generală pe care o trăim actual cu toții, ori voința, ori caracterul este practic același lucru și în esență vin ambele din psihic, din creier, din minte. Pentru că, din nou, așa cum am mai spus și în webinarile anterioare, prin această prismă materialistă, majoritar materialistă pe care încă o trăim asupra lumii, până și emoțiile noastre, până și ceea ce simțim, până și conștiința nu este decât o reducere la conexiuni și legături și acțiune, da, între diversi neuroni, nervi, adică încă o dată totul este strict material, fizic, da, hormonal, neuronal, da, deși sunt tot mai mulți specialiști care încep să se întrebe totuși, tocmai studiind acolo, până la urmă ce e această conștiință și unde stă. Bun, mergem mai departe. Tocmai pentru că există această ciorbă, acest calambur în viziunea noastră, apar și multe probleme în viața noastră, care, pe scurt să le spunem, legat de subiectul nostru de astăzi, s-ar descrie în felul următor. Am putere, am voință, dar n-am puterea voinței. Reiterez un pic ceea ce am mai spus și în filmulețele precedente. Sufletul, adică acea bucată de conștiință, acea energie infinită vine practic aici pe pământ pentru a trăi o experiență în această realitate. O experiență prin care să practic să evolueze și să se dezvolte, să crească. În acest sens și pentru asta se stabilește, se setează, se însărcinează, dacă vreți, un set precis și exact de diverse, le spuneam noi, semințe, capacități, trăsături, date, dacă vreți, necesare, da, pentru dezideratul ăsta, pentru sarcina, pentru programul ăsta, inclusiv un trup și un creier. Un creier, de care aparține de trup, da, care de altfel e unul foarte complex, cu diverse capacități, dar în același timp și cu niște limitări. Cu funcții legate în principal și în principal acest creier și funcțiile lui sunt în principal legate de trup și de existența trupului aici. Dar în același timp, prin acest creier, sunt și niște mecanisme, vedeți, nu ne ajung suficiente cuvinte în vocabularul nostru, care sunt legate cumva de suflet, da? Și de o legătură subtilă așa cu lumea subtilă. În esență, creierul este acel instrument, acel captator, da? Și dacă vreți, și procesator de date din această lume, dar într-un fel subtil așa, și din lumea subtilă, prin mecanismul, să-i spunem, conștient, subconștient, intuiție, care și aia se va manifesta cum exact, da? Deci unde ne vin până la urmă acele voci, da? Tot cumva în gândurile și în mintea noastră. Astfel, din când în când, practic, omul pe calea asta energetică, subtilă, intuitivă, cum vreți să-i spuneți, da? Undeva de sus, așa, din când în când omul ăsta și creierul primesc niște semnale. Să le zicem niște semnale, așa, un fel energetice, ca un fel de avans energetic, da? Un fel de credit, așa, un scurt credit. Unii îl simt, noi spunem o inspirație, așa, da? Unii așa îl simt, ca pe un moment de inspirație și spunem, m-a trăsnit ceva, da? O idee. Alții simt chestia asta ca pe ceva ce trebuie musai să facă, da? Mă duc să fac asta, un soi de nevoie interioară. Unii simt asta, da, acest avans energetic ca pe un soi de vreau interior, da? Aici, apropo, vorbim de această voință interioară, un soi de voință interioară, care, încă o dată, nu mereu se poate explica și logic și rațional de către acel om la care a venit acest avans energetic. Dar, da, pentru că se poate încă în multe alte feluri percepe senzația asta. Indiferent de modul de percepție și senzație, în esență, acea doză de energie, acea doză de inspirație în avans,
prin care sau în care sau cu ajutorul căreia efectiv te scoli, terminși și începi să acționezi într-o da, anumită direcție, despre asta vorbim acum, da? Despre acel avans energetic, despre acea, da, dacă vreți, puterea voinței care te face să acționezi într-o anumită direcție. Și acest semnal, această senzație, inspirație despre care vorbim acum, întotdeauna, da, în principiu întotdeauna, este perceput de om ca pe ceva, adică așa subtil, da? Ca pe un semnal care nu-i aparține, da? Ci vine din afara lui. Efectiv, omul poate, mai ales cel care e sensibil, da? Și atent. Se simte așa că e din afară, că e din, de la creație, dacă vreți, de la univers. Un val de energie așa începe să se simtă practic interior, adică efectiv ca pe o putere interioară, ca pe o voință interioară. Ba mai mult, când această putere și voință, da, hai să zicem acum putere interioară, este activată, și cei care sunt atenți pot observa chestia asta, lângă acele dorințe și nevoi sau lângă acel vreau, lângă acel am nevoie, mă duc să fac, da? Lângă acel mă duc să fac, parcă și pare că se așează în exterior toate circumstanțele prielnice pentru asta. Aproximativ despre lucrurile, despre ce vorbeam în primul video despre seva vieții, da? Despre fluxul energetic. Adică, da, încep să curgă, să se așeze așa parcă toate, bunica apare să stea cu copiii, întâmplător parcă vin niște cărți, vin niște cursuri, vin niște oameni, se întâmplă diverse evenimente. Adică parcă efectiv încep să se miște și să apară toate astea așa de la sine, da? Cumva să fii susținut în ceea ce te-a apucat să faci, da? De ce se întâmplă așa? V-am spus și la webinarele trecute. Atunci când ești așezat pe drumul împlinirii propriei meniri, propriei sarcini, propriului scop pentru care ai venit aici, propriului program de viață, când sufletul se așează, da? Când ești pe acest drum, pe drumul destinului tău, dacă vrei. Și uneori mai facem chestia asta așa și inconștient, pentru că îngerii nu dorm, da? Mai ales atunci când suntem pregătiți să trecem prin acele puncte fixe nodale prin care trebuie să trecem în viața asta. Vrem, nu vrem, ni se întâmplă, așa să ne simțim cumva ghidați și mânați. Ei, ce se întâmplă? Da? Se întâmplă acel flux energetic despre care vorbeam și în videourile trecute. Și practic atunci pare că cumva așa toate ușile și toate ferestrele se deschid în fața ta. Ori atenție, oamenii, cum spuneam și mai sus, au ajuns în principiu să creadă că puterea voinței, nu pentru definiția majorității așa, da? Sau dacă nu definiția neapărat rațională așa, în viziune cu siguranță stă așa. Că puterea voinței este atunci, da, ea se manifestă atunci când, sau este acea trăsătură de caracter, acea perseverență, acea putere, acea abilitate de a continua să mergi, de a continua să faci, adică practic să spargi niște uși, chiar și atunci când tocmai invers ele sunt închise în fața ta. Da? În definiția majorității, puterea voinței atunci când spargi ușile cu dinții, când depășești obstacolele și așa mai departe. Așadar, haideți să împărțim întâi foarte clar, întâi și întâi foarte clar în viziunea noastră, în conceptele noastre, în sensurile, da? În obrazuri, cum mai spun eu, da? În imagini. Ce și ce este, da? Care-i caracter, care-i voință, ce și de unde vine, care și cum se manifestă, da? Puterea voinței și puterea caracterului. Și înainte, da? Întâi să înțelegem toate astea, înainte să le luăm deja pe rând și să începem să le creștem, să le antrenăm, da, și eventual să și vedem și prin ce metode, pentru că dacă natura e diferită în funcție de natura unui lucru, și metoda de antrenament a acelui lucru sau acelei trăsături este diferită. După cum probabil ați intuit deja, puterea voinței, când spunem puterea voinței autentic, ea ține de suflet, da, sau vine din suflet, ține de voința sufletului. Voința sufletului ține de programul
lui de viață. Și dacă mergem mai departe, programul, sensul, scopul, misiunea, menirea și așa mai departe, ține logic de acea voință a Creatorului, a creației, a Universului. Iar puterea caracterului ține deja de autocontrol, ține de caracter, da? Ține de creier, ține de rațiune, ține de logică, dacă vreți, ține de trup, în esență, și de toate nevoile lui, a trupului, sau dacă vreți, a trupului și a creierului împreună, în această realitate prin care, da, se manifestă acest suflet și, practic, creația. De la bun început aș vrea să specific încă o dată clar și să subliniez că nu trebuie să cădem în capcana de a nega vreuna dintre ele. Avem nevoie de ambele în această viață, și de puterea voinței și de puterea caracterului. Toată problema stă doar în a le înțelege corect pe fiecare dintre ele și respectiv a le antrena și utiliza corect în această viață, da? Când una, când alta, când intersecția la amândouă. Putere, în esență, au ambele, ba chiar ambele participă la creație și la viața noastră, doar că fiecare în planul lui sau din planul lui, da, ei, unde subtil, unde material, unde la o intersecție dintre subtil și material. Există, încă o dată, mai întâi o voință și un plan al Creatorului, care, apropo, până în detalii, nu-l putem înțelege cât suntem aici pe pământ, în această realitate, pentru că efectiv mintea și rațiunea noastră nu-l poate cuprinde pe acest mare plan și pe acest mare Creator, dar este de înțeles întâi și întâi că această voință și acest plan include ceea ce se întâmplă aici, în acest plan material și fizic prin care se trăiește și se experimentează această creație. Altfel n-am fi aici. Adică măcar acest lucru putem să-l înțelegem. Dacă ne aflăm aici, există un sens în chestia asta. Am găsit recent o comparație sau o analiză, dacă vreți, legat de modul în care se manifestă această voință interioară în acest plan material, da, în realitatea noastră, printr-o analiză comparativă din asta, așa făcută, o comparație, dar una așa mai profundă, a rugăciunii Tatăl nostru. Și pentru cei care sunt, mă rog, ortodoxi sau creștini, că nu sunt neapărat mai ortodoxi, mai sunt și creștini catolici, unde au aceeași practic rugăciune, încă o dată trebuie să spun, eu nu sunt neapărat un om religios, dar sunt un om profund credincios. Și e o mare diferență. Da? Dar, mă rog, m-am născut creștin, ortodox, da, prin creștin ortodox, prin, așa că mi-a fost cunoscută, bineînțeles, mai mult această rugăciune decât poate dacă aș auzi una, nu știu, din islam, budism sau altă religie. De altfel, un lucru interesant este că odată ce am primit, ce am accesat, ce am avut, mă rog, acces, ce a venit în, odată ce a venit în realitatea mea această comparație cu rugăciunea Tatăl nostru, această informație, am fost, bineînțeles, foarte curioasă să caut mai mult, pentru că niciodată, trebuie să recunosc, niciodată m-am gândit mai mult, da? Decât exact acele cuvinte ad literam, așa cum sunt scrise ele în Tatăl nostru. Și aici cred că înțelegem cu toții, dacă vreți, puteți să o faceți și propriul research, da? Înțelegem cu toții că rugăciunea asta, da? Tatăl nostru, așa cum o spunem astăzi, ea a fost tradusă și mai mult decât atât, a fost tradusă de mai multe ori de-a lungul timpului, chiar și în limba română până acum nici 100 de ani, sunau ușor diferit, erau niște ușor cuvinte ușor diferite folosite în traducere, da? Și practic ca urmare a acestei traduceri sau reinterpretări și așa mai departe, nu întotdeauna se păstrează sensul original. Uneori cuvinte nu sunt suficiente într-o altă limbă ca să, chiar dacă ai vrea să traduci, da, mot-a-mot, sau chiar dacă găsești un cuvânt similar, nu întotdeauna se păstrează sensul. Pentru mine este foarte evidentă chestia asta, mai ales atunci când am de tradus din rusă în română. Pentru că, într-adevăr, din rusă în română sunt de multe ori sunt nevoită să folosesc niște cuvinte așa similare, dar care oricum sunt cu sens uneori chiar lipsă. Da? Efectiv, nu găsesc cuvinte în română care să păstreze efectiv acea nuanță sau acel sens cu toate nuanțele lui. Da? Și asta încă o dată, tocmai din cauza cuvintelor simbolice, da, pe care le utilizăm. La urmă, cuvintele sunt niște simboluri pe care le dăm unor anumite fenomene, concepte, noțiuni, imagini. Și
Am căutat, bineînțeles, să văd traducerea în mai multe limbi, măcar pe, legat de cele pe care le știu, engleză, franceză, italiană. Și am fost, de exemplu, surprinsă să găsesc, să regăsesc în diferite, diferite limbi, chiar și astăzi. Exemplu, da, expresia iartă greșelile noastre e tradusă în anumite limbi ca și iartă datoriile noastre, cum este în rusă sau în engleză, o să fie cu cuvântul efectiv, este datorie, nu greșeală. Și mai sunt traduceri cu păcatele noastre. Da? Dacă ar fi din nou, da? să folosim în română, adică cuvântul care se folosește, da? Debts, sins, mă rog, în engleză, în rusă, cuvântul aferent datoriei și așa mai departe. Și totuși, încă o dată, deci stric acest cuvânt. Greșeală, datorie, păcat sunt totuși lucruri diferite în modul nostru de înțelegere. Nu-i așa? Nu am reușit să găsesc, din păcate, și să pot traduce eu însă, că logic și firesc mi-am propus acest lucru, să găsesc ok originalul în ce limba a fost scrisă și știm că a fost scrisă în aramaică, dar din păcate nu am reușit, folosind tehnologia modernă, că bineînțeles nu știu aramaica, să iau acel original în aramaică și, da, într-un fel cu așa cum s-a scris în original și să îl pot traduce, nu știu, cu Google Translate acolo unde gen avem toate limbile. Ei, se pare că aramaica nu e acolo. Sau cel puțin eu n-am găsit. Dacă cineva poate face chestia asta, cu atât mai bine. Nu, asta este esența astăzi. Da? Asta a fost mai mult așa, un fel de paranteză. Și în această căutare am găsit și două versiuni de traducere, practic făcută de alții. Și dacă mă lăsați, aș vrea să încep cu una dintre ele. Este o variantă de traducere, da? Chipurile, mă rog, acum trebuie să cred și atât. Da? O variantă de traducere din aramaica străveche, dar una care a fost tradusă, făcută în primul secol după Hristos și sună ea în felul următor. O, tu, cel din care vine suflul vieții, cel care umple tărâmurile sunetului, luminii și vibrației. Fie lumina ta experimentată în devoțiunea mea cea mai pură și sacră. Regatul tău divin se apropie. Fie ca voia ta să devină realitate în univers, precum și pe pământ. Dă-ne nouă înțelepciune pentru nevoia noastră zilnică, desfă lanțurile greșelilor care ne leagă, precum și noi dăm drumul vinei altora. Nu ne lăsa să ne rătăcim în lucruri superficiale, ci lasă-ne să ne eliberăm de ceea ce ne îndepărtează de scopul nostru cel adevărat. De la tine vine voința a tot lucrătoare, vine puterea vie de a acționa. Vine cântecul care înfrumusețează totul și care se reînnoiește sigur din ieră în ieră, pecetluit în încredere, credință și adevăr. Și acum poate vă întrebați ce relevanță are rugăciunea Tatăl nostru cu tema noastră de astăzi. Da? Are cea mai directă. În multe din textele străvechi, inclusiv texte biblice, sau cum vreți să le spuneți, scrieri sfinte, vedeți, iarăși, cuvinte, simboluri, sensuri și ce înțelegem prin asta, da? Regăsim acea înțelepciune străveche, doar că avem de înțeles un singur lucru când încercăm să accesăm astfel de materiale. Că, unu, multe, într-adevăr mult s-a pierdut tocmai datorită denaturării sensurilor și a cuvintelor. Nu o să mă acum vorbesc de partea cea intenționată, da? O să vorbesc de ceea ce nu s-a făcut intenționat, adică strict la traducere. Și multe din aceste sensuri ele încă sunt cumva acolo, da? Doar că codificate, da? Sau fie datorită traducerii, fie deja în consecința felului în care ne-am învățat, da, astăzi așa ad literam să luăm efectiv ce scrie. Ori chiar și astăzi, nu întotdeauna când spunem un anumit cuvânt, da, folosim o anumită metaforă ca să exprimăm ceva, da? De ce credeți că în timpuri străvechi lucrurile erau efectiv, da, scrise așa ad literam cum se înțeleg. Ei, în continuare, dacă mă lăsați, o să facem un fel următor și o să vă rog să nu vă blocați aici cei care eventual sunteți da, cu, nu știu, de alte confesiuni, de alte religii. Efectiv, luați-o ca pe o poezie străveche, din înțelepciunea străveche, pentru că sunt convinsă încă o dată că găsim mult sens acolo, da, multe gânduri înțelepte. Și practic o să păstrăm această, o să luăm versiunea cea pe care o cunoaștem cu toții și pe care o cunoașteți și voi cu toții, cea actuală, pe larg utilizată,
mai ales în România, unde majoritatea sunt creștini, da, vom găsi să înțeleg, să regăsim, cumva, să găsim acolo care sunt, să vedem dacă sunt cumva codate, decodificate, noțiuni, concepte și practic sensurile principale acestei rugăciuni. Sensuri legate de ce, încă o dată? Legate de voință și de puterea ei și cum se manifestă, da, aici. Dar și, dacă vreți, legate de creier și de puterea lui. Pentru că în Tatăl nostru, în rugăciunea Tatăl nostru, nu găsim cuvântul creier. Poate nici nu era neapărat folosit cuvântul creier atunci, nu știu, 2000 de ani în urmă. De altfel, sunt convinsă că avem indicii subtile, inclusiv pentru etapele prin care trecem, așa, de-a lungul vieții noastre, acționând și făcând ceva aici pe pământ, da? Și trăind și experimentând în fiecare zi. Și dacă vorbim de etape, haideți să luăm, da, după Tatăl nostru. În etapa 1, practic, vorbim, da, așa cum spunem și în rugăciune, Tatăl nostru care ești în cerul, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Prin asta, practic, în esență, inviți, sau mai bine spus, înainte să inviți, comunici creației, da, că altfel nu te-ai adresa, că participi. Da? Comunici lui Dumnezeu, Creatorului, că particip în acest plan al lui, da, în acest, sau al ei, cum vreți să-i spuneți, neutru. Da? Pentru a înțelege mai bine această intenție și comunicare a participării, că poate acum nu e foarte clar ce la ce mă refer când spun particip și intenționez, te rog să vezi, dacă nu ai văzut încă videoul despre fluxul firesc energetic sau țeva vieții, cred că așa a rămas el intitulat până la urmă. Și practic, încă o dată, noi invităm și cerem creației să coboare aici pe pământ, dar să coboare unde? Unde mai exact să coboare? Că evident că nu o să coboare fizic manifestat, da, în nu știu, carne și oase, cum ne imaginăm noi, da, de multe ori, ci să coboare în creierul meu, cu înțelepciunea aia a împărăției, practic să ne lumineze creierul nostru. Bun, poate asta deja, da, suna ciudat, dar hai să o luăm pe rând. Creierul nostru, într-adevăr, este plin de diverse informații cumulate de-a lungul vieții, pentru că ăsta chiar are capacitatea de a reține și de a grămădi acolo absolut tot, chiar dacă pleacă undeva într-o memorie din aia, tu ai impresia că ai uitat-o, acolo nu se uită nimic, da? Se tot adună. Se adună de la tot ce am învățat la școală, da? Matematică, fizică, chimie, până la, nu știu, ultima etichetă de pe pachetul de biscuiți pe care ai citit-o. Și practic acest egregor, da? Această acumulare, acest egregor informațional creat, el ajunge să ne controleze viața, pentru că tot prin acest mecanism, tot prin acest egregor informațional, această acumulare, se și formează acea programare a subconștientului nostru. Poate să, iarăși, să sune nu foarte clar ceea ce am spus acum, da? Deci practic cum anume și de ce se întâmplă, această programare, găsiți practic despre formula rezultatului, cred că așa îi spunea, formula rezultatului, adică acea formulă Ivalgar în cartea, aici a explicat cel mai detaliat, da? Cartea Drumurile Iubirii, de aceeași Vladimir și Valeria Dubkovski. Dar despre care o să și vorbim la unul din viitoarele webinarii, mai ales pentru cei care nu ajung să citească această cărțulică. De altfel, încă o dată, esența și sensul oricărei practici spirituale pe lumea asta, a psihoterapiei, dacă vreți, meditației, este tocmai să obții acea stare a creierului de simbolic, să-i spunem, liniște și pace. O să vorbim data viitoare și o să vorbim, nu știu, despre starea alfa a creierului. Dar acum îi spunem simplu. În esență mergem la psihoterapeut, da, sau facem diverse practici spirituale sau, da, meditație, să aducem creierul în această stare de liniște și pace, da, de claritate. Da, tocmai pentru a avea mai multă claritate. Pentru că un creier supra-încărcat de informații și, da, de activitate din asta rațională, de griji și agitație, de diverse false percepții și credinții iluzorii cu care avem tendința să ne umplem așa de-a lungul vieții, este practic, da, un astfel de creier este practic ca un trup flămând ce merge la magazin și practic nu mai este în stare să aleagă cu adevărat ceea ce îi se potrivește. Dacă nu e foarte clar cu trupul flămând la magazin, găsiți la fel în primul video pe care l-am făcut.
Așadar, în această primă etapă începem practic prin a invita înțelepciunea aia divină în creierul meu, da, în conștiința mea, cumva acolo, da, e legată conștiința, da, cu acest creier, astfel încât prin această aliniere, prin această liniște și pace între minte și creier și, da, sau minte creier și nevoile sau dorințele, nevoile, voințele, dacă vreți, și dorințele trupului să se alinieze așa înțelept și potrivit cu sufletul, cu nevoile și voința lui, a sufletului. Și toate astea pentru că voința practică a sufletului, da? De aceea voința sufletului este de fapt legată și voința creației, da? Și acel plan al lui Dumnezeu sau al Creatorului sau a creației. Este foarte important să facem această distincție despre care și găsiți detaliat în cartea Nectar pentru Suflet, da? Care este, da, planul Creatorului, Universului, al lui Dumnezeu, care e planul, menirea și practic programul de viață al sufletului, de ce vine acest suflet aici, de ce venim fiecare dintre noi suflete aici în aceste trupuri și deja care sunt acele, da, planuri și nevoi personale, dar în sensul trupești, da, pământești. Cele de altfel, încă o dată, necesare, cele trupești și pământești, necesare și care nu trebuie niciun caz, accentuez, negate. Doar încă o dată, care este ordinea și prioritatea, dacă vreți. Adică, cine și cui servește? Da? Creierului, cui servește creierul? Cui servește trupul? Cui servește sufletul? Înțelegeți? Care pe care se ajută? Cine preia controlul și a cui planuri în final se rezolvă, a cui nevoi ajung până la urmă să fie îndeplinite și a cui nevoi ajung să nu fie îndeplinite și program. Da? Noi venim practic încă o dată aici pe pământ și, da, cu o sarcină, cu un program și majoritatea efectiv uităm de ce am venit. Începem ușurel, ușurel, uneori chiar repejor așa să ne auto-identificăm cu trupul, da? De aici cred că pornește cea mai mare problemă în viața noastră, când ajungem să ne auto-identificăm cu trupul, creierul și toate dorințele și nevoile acestora în principal și uităm complet de partea cealaltă. Și vocea sufletului, încă o dată, ea nu încetează niciodată să șoptească prin intuiție, prin diverse, da, avansuri de astea, cum ziceam mai devreme. Dar, inclusiv prin creier, da, ele vin, să zicem, intuitiv, acolo se încearcă să se trimită câte o voce interioară. Dar într-un creier din ăsta, din epoca modernă, se mai poate oare face, se mai poate oare diferenția dintre cele 200 de gânduri, da, care sunt acum acolo, 99% pline de griji, da, în toate aceste 200 de gânduri, care, a cui voce a sunat acolo și care și a cui gând a fost, câți reușesc la ora actuală cu adevărat să aducă acea pace și liniște, coerență și aliniere în creier, încât să poată să mai și audă acele gânduri și acea voce a sufletului. Da? Dacă mai adăugăm la toată treaba asta și toate acele false percepții și credințe iluzorii, despre care vă practic aveți în toate ambele cărți, și Nectar pentru Suflet și Drumurile Iubirii, se construiește practic din acesta un ditai zidul între ceea ce înseamnă, da, acel creier și ceea ce este voința creației. Adică ceea ce este, da, un zid între ceea ce este și ceea ce cred eu că este. Așadar, prin această primă etapă, da, vină împărăția, da, facă-se voia ta și vin aici, să vin aici împărăția ta, trimit intenția, eu particip, Dumnezeule, Universule, da, Creatorule, eu particip în voia ta și te invit cu tot cu împărăția și cu voia ta în căpușorul ăsta meu să mă ajut să fac această liniște în creierul meu. Practic chem această înțelepciune, da? Chem această voce. Iar în continuare, practic, da, deja trecem la etapa a doua, firesc în această lume materială, aștept să urmăresc să văd ce se întâmplă, da? Sau mai bine zis, ce urmăresc? Urmăresc materializarea în această realitate, spunând ce urmează acolo. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Așa cum am vorbit încă o dată și la primul webinar din seria asta, noi avem evident această listă de
nevoi de vreau sau cu adevărat o listă de intenții și practic ce e în lista aia, da? Tot ceea ce ne-am dorit să se întâmple și să se materializeze în această lume materială și fizică. Dar încă o dată, așa cum spuneam și în primul video, în primul webinar, o să-i spun așa, fac această listă, dar păstrând flexibilitatea. De ce păstrez flexibilitatea? Tocmai pentru că e greu, da, ca un creier uman să aleagă tot ceea ce și este potrivit să materializeze în viața lui. Mic, da, în cel mai, era să spun în rusă, cât minimum, da. Tocmai datorită acestor limitării creierului în granițele la exact ceea ce știe și cât știe. Cred că aici suntem de acord cu toții, da? Că creierul nostru este limitat la atât cât știe și ce știe. Ori, încă o dată, s-ar putea că ceea ce vrea creatorul, voia ta, voia lui, să se materializeze în viața noastră, da, ceea ce vrea el practic să se întâmple în viața noastră și să se materializeze, să fie dincolo de sfera a ceea ce cunoaștem noi, până într-un anumit punct al vieții sau până într-un anumit moment al vieții noastre. Pâinea noastră se referă, și eu chiar rezonez cu ideea asta, se referă simbolic la acea decență și suficiență zilnică necesară pentru viața noastră, da, de toate zilele, de zi cu zi. Dar încă o dată, acea decență și suficiență aliniată cu, în același timp, planul sufletului și programului de viață. Și asta nu înseamnă deloc ad literam, așa cum de multe ori, din păcate, înțelegem noi și prin ce a vrut sistemul, da, să-i spună și ne-a educat în sensul ăsta cu coșul minim de consum, da? Adică practic acel nivel de supraviețuire și atât. Eu cred că e mai mult decât atât această decență și suficiență. Cred că ține tot de, apropo de iluziile și de paradigmele noastre. Bun, așadar, am invitat creația și planul divin așa cum poate, da, să vină și presupun după această invitație, gata, eu particip, te invit în mintea mea, deci respectiv în capul meu trebuie să se întâmple niște, să vină niște idei inspirate, înțelepte și practic urmează în baza acelor alegeri, acelui plan, acelor, da, și acțiuni pe care practic le-am stabilit și pe care încep să le fac, să înceapă în jurul meu să se materializeze. Da? Deci mă aștept să înceapă materializarea și manifestarea în viața mea și practic ulterior tot ceea ce am eu de făcut este să urmăresc și să observ ce începe să se întâmple în jurul meu. Eu îmi ascult gândurile, fac acea listuță de intenții, de dorință și încep să acționez în acea direcție pe care am decis-o, deci deja încep să acționez și aici atenție, iarăși e important să înțelegem și să nu uităm. Există planul divin, programul, menirea, scopul sufletului aici, adică toată lista de ar fi bine să se întâmple, dar regulile jocului includ și, nu uităm, liberul arbitru. Altfel, practic, acest joc, dacă noi am păstrat toată memoria și am ști, n-am uitat de ce am venit aici, am ști exact care e scopul și menirea, practic n-ar mai fi sens în acest joc. Da? Și practic experiența și-ar pierde tot sensul și farmecul. Încă o dată, altfel spus, sufletul. Și e important de înțeles lucrul ăsta acum. Da? Sufletul venind pe pământ are de ajuns în principiu din punctul A în punctul B, A însemnând nașterea, B moartea, asta E, nu B, ci E. Din punctul A în punctul E, nașterea și moartea. Și asta, ca să nu o să pierd vreme acum, dar găsiți într-adevăr multe despre da, toată treaba asta în Nectar pentru Suflet, cu tot cu argumente, dacă vreți, cu tot cu link-uri și surse mai departe pentru mai multe cercetare, pentru că din fericire nu trebuie să citim în stele, deci găsim foarte multe informații, da, în acest sens. Nu o să stau să vă conving acum despre acest lucru, dar o să afirm. Iar la cei care, da, acum nu poate, nu se întâmplă sensul
Sună așa, poate în contradictoriu, mergeți încă o dată către Nectar pentru Suflet, găsiți informația acolo. Așadar, vine sufletul aici și are de trecut din punctul A în punctul E, de la naștere la moarte, trecând neapărat în viața lui prin celelalte puncte prestabilite, da, cele destinate, da, scrise în soartă, sunt punctele B, C și D. Deci da, avem un 80% din ceea ce ne se întâmplă în viața noastră de puncte nodale, da? B, C și D, prin care vrem noi sau nu vrem, vom trece pe acolo. Chiar dacă ne încăpățânăm, chiar dacă nu credem, chiar dacă orice am face noi, oricum vom trece prin punctele B, C și D, mă rog, și altele, da? Noi le spunem încă o dată puncte nodale în viață, puncte legate de soartă. Aici intră căsătoria, nașterea copiilor, apropo, că căsătoriile se scriu în ceruri, cu copiii ne înțelegem încă înainte de a veni și câți vom avea și când anume vom avea. Eu știu că noi credem, că noi alegem, că noi stabilim. Așa ni se pare nou, pentru că da, vocele alea... Bun, mergem mai departe. Dar tema de azi e alta, da? Deci venind în, da, trecând de la punctul A la punctul E și trecând prin B, C și D, trecând prin toate aceste puncte, trecerea asta nu este o linie dreaptă. Da? Și în rest între A și B nu fac nimic, între B și C nu fac nimic, între C oricum trebuie să trec prin toate astea, deci pot să dorm, oricum o să mă găsească, da, soarta aia. Da? Cum spune, de soarta nu te poți ascunde. Ei, nu e o linie dreaptă. Și trecerea asta, traseul ăsta, poate fi într-o mie de feluri, da? Deci o infinitate diversă de traiectorii, dacă vreți, de a ajunge din punctul A în B, din B în C, din, da? Deci practic prin toate astea până la E. Deci pot și așa, pot și așa, da? Pot și așa. Nu înțelegeți ce vreau să zic, n-am mai făcut desene astăzi, dar cred că înțelegeți și așa. Da? Deci... De la un punct la altul încoate, există o infinitate de drumuri și de căi. Și între acestea, practic între A, B și C, între aceste puncte, aceste traiectorii practic și reprezintă tot liberul nostru arbitru. Utilizând deja liberul arbitru, da? Deciziile, trăirile, experiențele noastre și așa mai departe, toată infinitatea de evenimente care ni se întâmplă în viața, cu care ni se întâmplă în viață și folosim, pe care noi alegem în principiu să le trăim, fie ne ajută și mai mult, da, să îndeplinim acest program de viață, această sarcină pentru care am și venit aici. Fie, să zicem așa, o să trecem oricum prin toate punctele, de la A la E, fără... Da, cu drumuri de astea, indiferent care drum n-am alege între aceste puncte, dar așa, inutil cumva, da? Venind degeaba. Mai venim odată, nu-i problemă, adică nu-i nicio dramă neapărat, da? Și atunci, încă o dată, noi invităm creația, da? Inviți creația în creierul tău inclusiv și în viața ta. Tu acționezi, pentru că asta ai de făcut aici pe pământ, să acționezi în baza acelor decizii pe care le-ai ales, în baza acelui liber arbitru pe care îl iei. Adică, practic, ce? Începi să faci, nu dormi în pat, începi să faci și deja urmărești rezultatele care se obțin în jurul tău. Și, practic, ce îți oferă această lume și această realitate fizică, da? Această manifestare fizică. Iar dacă realizezi, după ce te-ai apucat să faci, da, analizând și observând că nu este tocmai pe plac sau nu este tocmai, nu știu, aliniat, simți tu că nu e neapărat aliniat, adică în esență, acționând practic și încercând pe drumul și metoda pe care ai ales-o, obții o anumită experiență, obții o anumită emoție, dar făcând ceea ce te-ai apucat să faci, înțelegi practic cum se putea altfel? Nu, de multe ori doar ne se întâmplă, da? Ne apucăm să facem, gândim că va fi așa, dar după ce facem, realizez abia după aia, practic, uite că se putea altfel. Sau realizez cum era mai bine, da? Eventual nu una, ci mai multe, da? Sau, scurt, practic, ți-ai văzut, să spunem așa, greșeala, ți-ai văzut, nu știu, eroarea, sau o îndatorire pe care n-ai realizat-o. Asta apropo de versiunile la multe cu
cu datoriile. Și iată de ce avem în etapa a treia această cerere a iertării, da? Deci cerem iertare. În etapa a treia cerem iertare sau, cum în versiunea de mai sus era, desfacerea lanțurilor acestor greșeli în care de multe ori ne biciuim singuri, de cele mai dese ori, și spunem asta prin Tatăl nostru, da, cu acea afirmație, acea frază, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ori în această realitate, tocmai că, încă o dată, venim nu să fim ideali și perfecți, noi venim ca practic, într-un mod practic, prin încercări, să experimentăm și învățăm, de asta ni se și ia acea memorie, da? Venim și încercăm, încerc pe aici, încerc pe aici, încerc așa și văd ce, da, se întâmplă și văd ce învăț de aici. Altfel, încă o dată, și-ar pierde sensul. Ori acest, încă o dată, proces presupune și o grămadă de erori, dacă vreți, da? Multe din aceste încercări vor fi încercări eronate până la cel bingo, aha, da, pică fisa. Care, încă o dată, acel bingo și aha nici nu ar fi posibil fără niște greșeli și erori repetate înainte pe care le facem. În lumea noastră, da, era o legendă din asta pe care s-ar putea să fie foarte adevărată, că becul lui Edison s-a aprins abia după 100 încercare pe care a făcut-o. Deci, practic, de 99 de ori a greșit. A încercat să facă ceva eronat până a reușit, într-un final, să aprindă becul. De altfel, după legea și regula Pareto, valabilă încă o dată în absolut orice în lumea asta, da, cu acel raport, mulți dintre voi știți că nu m-au zis pentru prima dată, acel raport de 80% la 20%, este important de înțeles și aplicat inclusiv în sensul acțiunilor noastre sau mai ales în sensul acțiunilor noastre. Regula Pareto e valabilă și pentru zona liberului nostru arbitru, de care vorbeam mai sus. Da? Am spus că 80% din ceea ce ni se întâmplă în viața asta face parte din destin. Este deja scris, este deja destin, iar 20% este lățimea acelui coridor de liberă voință, de liber arbitru. Știu că pare puțin, da? 20%, dar credeți-mă, este o grămadă acolo. Da? E o plajă foarte mare și spațiu de manevre și de experiențe, dacă raportăm la tot ceea ce înseamnă viața noastră. Cu această regulă Pareto, mergem mai departe. 80% din rezultatele din viața noastră, absolut toate rezultatele din viața noastră, se află sau rezultă din 20% din efortul și acțiunile noastre. Restul rămânând acțiuni și lucruri așa, da? De decor, de umplutură, să le zicem, sau de șlefuire dintre, da? O acțiune eficientă și încă o acțiune eficientă. Eu sunt convinsă că și la joburile noastre, în principiu, 20% cu adevărat, 20% din timp cu adevărat muncim și 80% e așa, da? Distracție. 80% din banii noștri se fac cu 20% din efortul nostru. În rest, e în zona iluziei facerii de bani și ocupației noastre. 80% din timpul nostru, iarăși, da, o statistică interesantă, 80% din timpul nostru folosim maxim 20% din toate lucrurile pe care le deținem. În rest, practic, e așa, decor plăcut și iluzia siguranței și plăcerii. Și lista este, da, infinită. E practic o lege universală care se manifestă în esență peste tot și în orice. Inclusiv în o carte sau un curs sau o lecție sau un webinar, da, cum e acesta. Sunt 20% în principiu de idei cheie, esențiale, iar în rest 80% e un fel de șlefuire, așa, da? Dar atenție. Și la un curs, e o șlefuire din asta, una necesară, pentru ca acele 20% de esență și de idei cheie să fie mai bine înțelese, da? Să pătrundă mai bine în creierul nostru, în conștiința noastră, de acolo să ajungă în subconștient și cu adevărat să facă niște schimbări. Așadar, altfel spus, dacă o anumită acțiune a noastră, atunci când facem ceva, o anumită decizie, am luat o decizie, da? Am acționat, a adus 80% dintr-un rezultat, sau îi spunem noi în limba noastră, folosim cuvântul la eficient, da? Adică a fost o acțiune eficientă, am muncit eficient azi, uite, am muncit atât și am obținut, da, atât, este practic un indiciu și un semn
că în acel caz, când ai făcut acea acțiune, planul și voința ta, da, a coincis cu planul și voința, da, divină manifestată prin planul și voința sufletului. Folosind puterea caracterului, da, acel autocontrol, perseverență, uneori, sau chiar uneori e un fel de autoviol, îl simțim noi așa, da, și impunerea, această încordare mentală, noi putem, bineînțeles, să acționăm până, da, transpirăm sub limbă, dar cu zero eficiență și rezultate măcar și 100% din timpul nostru, nu doar că 80%. Și asta, încă o dată, intră în dreptul nostru de a experimenta și de a ne distra aici pe pământ. De altfel, unii chiar așa cred că venim aici să ne distrăm. Revenind, 80% din acțiunile noastre, alegerile, deciziile noastre, probabil vor fi, probabil, prin definiție, dacă vreți, da? Apelând la această lege universală, vor fi de șlefuire. Sau dacă nu vreți să sune mai nobil așa, vor fi de învățare. Nu cele care vor fi și eficiente în final. Raportat atât la lista noastră, da, eficiente, raportat atât la lista noastră de intenții, cât și la voința sufletului. Deci, încă o dată, 80%, dar va trebui să facem și acele 80% ca să ajungem la cele 20% de ochit, da, cum îi spunem noi, punct ochit, punct lovit. Așadar, spunem în Tatăl nostru, iartă-mi greșelile, rătăcirile, practic, iluziile, pierderile și toate acele încercări eronate, pentru că și eu las pe alții la rândul meu să, da, și practic le iert greșelile și erorile altor oameni în raport cu mine în viața asta, înțelegându-le, da, și acceptându-le și lor liberul arbitru. Adică practic și dreptul lor de a încerca și de a greși în viața asta tocmai ca să poată învăța. Pentru că, încă o dată, eu când mă refer la acțiuni, mă refer la diverse acțiuni și, în principiu, în viața noastră, cam indiferent ce acțiuni facem, au legătură cu niște oameni. Uneori noi suntem chiar acei oameni, da? Care trebuie. Da? Deci iartăm toate lista de greșeli, rătăciri, iluzii, pierderi și încercări eronate, cum fac și eu la rândul meu cu cei, da, cu acei oameni din jurul meu care au și ei dreptul la rândul lor să încerce să greșească ca să poată învăța la rândul lor. În esență, prin această afirmație îmi reamintesc că ceea ce este perceput de creier, pentru că așa este mecanismul, ceea ce e perceput de creier ca și eroare, ca și greșeală, ca și o datorie sau păcat, din păcate, da? ca pe ceva ce este de neiertat, pentru suflet nu este decât o altă ocazie de a experimenta, trăi și crește. A, uite, se poate și așa. Măcar acum știu sigur că, da, cum sigur nu se poate, sau încă alte două variațiuni pe tema de cum se poate. De asemenea, încă o dată, revenind la acea listă a mea de intenții și dorințe, s-ar putea că încercând și acționând și materializând diverse în jurul meu, să-mi văd din nou greșeala, eroarea și rătăcirea, iluzia pe care o am încă de la etapa listuța de dorințe. Și atunci, practic, ce? Cer și ofer iertare și pentru asta. Iar prin pâinea noastră, cea de toate zile, adică prin acele rezultate pe care le obțin în viața asta și ceea ce se materializează în jurul meu și îmi iese, într-un fel, pot analiza și practic astfel vedea dacă sunt pe drumul cel bun sau nu, să pot să revin la acea listuță, pentru că de multe ori revenind la listuță îți dai seama că aia a fost o iluzie, aia a fost o greșeală, aia a fost o eroare, aia nici mai înțeleg, dar oare de ce am vrut eu chestia asta? Și așa mai departe. Și cer iertare până și pentru listuța aia, da? Iartă-mă! Da? Noi comunicăm practic cu Universul, cu Creația, cu Dumnezeu, dacă vreți, în limbajul emoțiilor, senzațiilor, gândurilor noastre, dar și acțiunilor, da, pe care le facem. Iar El, la rândul nostru, comunică cu noi
Ar fi frumos, știu, să comunice, noi ne dorim să comunice prin vis, prin, da, eventual să vină în carță, avem o linie telefonică prin care să comunicăm, dar nu așa are loc această, da, comunicare. În esență, comunicarea asta cu noi are loc prin toate evenimentele și lucrurile materializate în viața noastră, adică prin acea pâine a noastră, cea de toate zilele. Pentru că în acea pâine a noastră, cea de toate zilele, se includ tot ceea ce se materializează, inclusiv evenimente, nu doar aia, nu doar ceea ce băgăm în frigider. Da? Poate însemna de la lucruri materiale până la diverse evenimente din viața noastră. Practic tot ceea ce regăsim la sevă, da? La acel flux energetic, sănătate, bani, oportunități, relații și așa mai departe. Da? Deci le analizăm. Curge seva aia sau nu curge seva aia? Practic prin seva aia se comunică cu noi. Și așa îți dai seama dacă ești sau nu ești pe drumul cel bun. Acum, modul în care noi deja analizăm, cântărim aceste evenimente și lucruri care se materializează în viața noastră, țin iar de un proces care va trebui iar, da, din nou să treacă prin suflet, dar și prin creier. Da? Ba chiar s-ar putea nici să nu fi fost de ajuns să acționez după ce am invitat universul în viața mea și după ce am întocmit acea listă de intenții. Adică ce vreau să spun aici? Practic, greșeala mea să-mi fie chiar lipsa acțiunii și lenea. Doar de multe ori facem așa, da? Facem listă, chem așa, gata, vin ideile, vin dorințele, așez și lista, stabilesc și ce am trebuit să fac și gata, de mâine fac. Și nu fac nici mâine, nici poi mâine, nici poi. Și așa mai departe, da? Ei, și asta tot poate intra la acel. Da? Dar mai departe, apropo de ce ține, da, și de creier. Ce fac mai departe? În, da, Tatăl nostru. Nu ne duce pe noi în ispită și ne izbovește de cel rău. Fraza așa aici, cine știe cum a fost ea în versiunea originală, dar chiar și așa, luându-ne. Cine de fapt ne ispitește în viața asta? Nu ne duce pe noi în ispită și sau ajută-ne să nu fim ispitiți, practic, da? Și ne izbăvește de cel. Cine este acel rău? Este cineva concret undeva în exteriorul nostru? Și ca să, da, poate să vă readuc aminte așa, despre, apropo, despre cine cu adevărat ne ispitește în viața asta și cine este cel rău, da? O să vă citesc un scurt. Practic o să vă amintesc așa un scurt fragment din cartea Nectar pentru suflet, apropo despre creier. Poate face sens așa rapid aici. Creierul și corpul sunt supuse morții. Ambele sunt înzestrate cu instinctul de supraviețuire și de autoconservare. Ele trăiesc de fapt sub această umbrelă. Sufletul însă are cu totul alte sarcini. El încearcă să folosească rațiunea, creierul, ăsta, sufletul, încearcă să folosească rațiunea și corpul uman pentru a-și îndeplini propriile sarcini legate de viața veșnică. Rațiunea, desigur, începe să manifeste rezistență și își dă seama rapid că este imposibil să scoată oaspetele neinvitat, adică sufletul, și încearcă să stabilească dominația sa asupra sufletului și treaba asta începe încât de uter. Rațiunea localnică și efemeră, cu sarcinile sale simple și pământești, se trezește brusc cu sufletul etern și străin, cu misiunea sa neclară, pentru creier e neclar și în același timp complex, privind dezvoltarea personală și parcurgea unor anumitor experiențe și lecții în viața asta, această situație generează o contradicție între interesele și obiectivele generale, existențiale, ale celor implicați. Adică ce? Creier, rațiune, da, trup și respectiv suflet și conștiință infinită. Lupta asta, fiți atenți aici, lupta pentru supremație, care a început încă în uterul mamei, continuă și după nașterea unui om, da, sau unei persoane și durează la fiecare în mod diferit. Să ne amintim de faptul că pe pământ se reîncarnează suflete de toate vârstele, cu diferite niveluri de dezvoltare. Prin urmare, diferă capacitatea lor de a influența situația.
Și acum fraza adent, da? La unii oameni, lupta asta, între rațiune și așa, se termină rapid, cu victoria deplină și indubitabilă a rațiunii. Adică, practic, așa cum vă stați seama și din text, abia aici intervine acel caracter și puterea lui, puterea caracterului, acest autocontrol, dacă vreți, da? Prin acest efort conștient, controlat, dacă vreți, da? Un efort conștient de a antrena acest creier și această rațiune, astfel încât totuși să nu câștige complet acea luptă, ispitindu-ne strict cu nevoile astea pământești și lumești. De altfel, încă o dată, nu le neagă nimeni, de altfel ele sunt foarte firești și care ne țin în viață. Dacă rațiunea și creierul nu ar fi construit așa, noi n-am mai fi în viață. Și despre asta o să vorbesc mai în detaliu la următorul webinar. Adică, încă o dată, cel rău este cumva creierul din punctul de vedere al sufletului, să zicem. E cel cu care se luptă. Da? Va continua practic toată viața să spună, să transmită prin diverse semnale care stau la dispoziție, că ceea ce vrea el și are nevoie el, adică creierul, da, și trupul, nu este deloc mai puțin important decât ceea ce vrea și are nevoie acest oaspete. Pentru creier, sufletul este un oaspete de care nu mai scapă. Da? Autentica puterea voinței, în schimb, este puterea sufletului și voința lui. Și dacă eu, folosind chiar și puterea caracterului și, da, perseverența creierului în sensul nevoilor lui, mă îndepărtez prea tare de sarcina și programul pentru care am venit, viața și creația o să găsească o cale să mă trezească din când în când prin acele evenimente pe care le materializează în jurul meu, astfel încât să mă realiniez cu sarcina, funcția, rolul, menirea și programul meu de viață. Ba mai mult, tocmai pentru ca sufletul să-și realizeze scopul, sarcina, misiunea și programul pentru care a venit, are nevoie de ca o serie întreagă de evenimente, nu doar și lucruri, da, și evenimente, să se întâmple în viața asta. Ori oamenii, folosind această putere a autocontrolului, acea voință falsă, puterea voinței false, că pentru că nu aia e puterea voinței, nu doar că încearcă să le controleze aceste evenimente în jurul lor, ci încearcă efectiv, da, sau în general nu le lasă să se întâmple. Și pentru că aceste diverse evenimente care ni se întâmplă nu se află pe lista eu vreau a creierului, adică în zona aia de, adică în zona de observație și analiză rațională, noi fie nici nu le vedem, fie nu le putem stabili legătura între cauză și efect, da? Acel butterfly efect. Se întâmplă ceva în viața ta și pentru că nu intră în sfera aia și în zona aia de analiză și nu era nici în listă, nici nu înțelegi, dar ce anume a provocat acest efect, care este cauza care a provocat acest efect. De altfel, legând și cu ceea ce am vorbit și în webinariile trecute, cu cât este mai puternică acea energie de eu vreau cu ardoare, că cu siguranță știm mulți astfel de oameni, adică cu cât mai mult omul ăla vrea, dar vrea în ce sens? Cu creierul, voința asta a creierului și a trupului și ceea ce are el nevoie, cu atât practic va căuta mai mult această, da, să înveți această denaturată, să-i spunem, puterea voinței. Da? Pentru că așa și-i spunem, puterea voinței. Cu cât mai mult vrei cu creierașul, cu atât mai simplu în principiu și mai ușor în esență este să și antrenezi și să te conectezi cu acel autocontrol, cu acel caracter. Adică să ce? Să iei, să te aduni, să te focusezi, să te concentrezi și să realizezi ceea ce vrei cu ardoare. Deși, mă rog, statisticile în principiu în final arată, rata aia că e foarte mică, da? De vorbim de 3% din oameni care cu adevărat reușesc să facă chestia asta și să, nu știu, să spargă, cum ar veni, doar că uși, ci și porți întregi. Încă o dată,
Universul comunică cu noi non-stop. Dar până și pentru un om care înțelege și practică acest tatăl nostru, să-i zicem, pe ziua de azi, da? Eu înțeleg unde-i voința, înțeleg că-s intenții și nu eu vreau cordoare, înțeleg, da? Deci la asta mă refer. Înțeleg că voi face erori și greșeli și mi le pot ierta și știu că mă iartă și pentru că așa iert și eu celor din jurul meu. Deci la asta mă refer când spun practica tatăl nostru, da? În viața lui. Până și la un astfel de om este foarte greu să rămână permanent și non-stop conectat cu acea flexibilitate. Adică vin și ispitele. Asta vreau să spun. Vin ispitele să nu renunți la una. Păi, eu tare am vrut, totuși asta tare am vrut. Cum adică sunt, da? Înțelegeți la ce mă refer. Deci vin aceste ispite. Inclusiv gândiți-vă că suntem ispitiți, da? Folosind o întreagă schemă hormonală și neuronală a creierului, că vom cădea, deci dacă cumva eu renunț acuși la toate astea, da, să renunț la lista aia de eu vreau, mă tem, să zicem, că voi cădea în cealaltă extremă în care nu vreau nimic, adică practic într-o depresie. Până și asta poate fi, da, o ispită. Ei, și lista e lungă, cred că înțelegeți la ce mă refer. Deci nu ne duce Doamne pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, păstrează-ne înțelepciunea acolo să putem să observăm, să vedem, să interacționăm, să ne putem desprinde ușor de acea listuță, dacă nu mă pot, da, iartă-mi, te rog, și așa mai departe. Deci încă o dată, pe scurt, cum arată această imagine a manifestării autentice, da, ale intențiilor în viața noastră. 1. Eu intenționez în baza liberului arbitru pe care îl am. Nu știu, să mă mut, să-mi cumpăr casă, să orice vrei. Dar, ce spun, da? Particip în această lume și te invit, draga mea, da? Dragă viață, drag univers, drag tată, drag creator, te invit. Da? Ghidează-mă. Eu încep să acționez oricum, că nu aștept să visez într-o noapte unde anume și ce am de făcut, dar eu încep să acționez. Așa, cât mă duce mintea azi, în baza intenției și planului meu și așa mai departe, da? Pentru că știu că am de învățat. Și practic încep să acționez și să urmăresc în același timp și să analizez, să observ ce se întâmplă în jurul meu. Adică practic încep să urmăresc materializarea și pâinea noastră cea de toate zilele. 3. Văd ce iese, ce am făcut azi, ce am făcut mâine, ce am făcut luna asta și încep să văd ce iese. Înțeleg în același timp și rolul, da, și posibilitatea, nu că posibilitatea, da, cu siguranță, da, dar și rolul greșelilor, inclusiv în acea lista mea de intenții, dar și în acțiunile mele, așa că ghidează-mă, da, după ce ierți greșelile cum iertăm și noi greșiților noștri, tu ghidează-mă dacă ai alte propuneri, iar eu urmăresc evenimentele și lucrurile din viața mea. Doar astfel, cu această observare, apare acea conexiune, la unii de mult pierdută, cu realitatea autentică din jurul nostru, da? Sau din jurul lor. Pentru că atâta timp cât rămâi în stare de, eu îi spun stare de matrix, da? E un fel de realitatea ta psihică care nu are nicio legătură cu realitatea realității din jurul tău, adică practic o stare de matrix, da, e o stare din aia de complet deconectat, nici nu mai poți vedea și observa nimic din ceea ce se întâmplă cu adevărat în jurul tău. Și invers, dezvoltând această trăire și prismă interioară, eu, da, intenționez, acționez, încă o dată acționez, nu dorm în pat și visez, dar devin în același timp și tot mai atent pe zi ce trece și practic pe măsură ce devin tot mai atent, da, devin tot mai conectat în această realitate, astfel încât la un moment dat într-adevăr să pot să observ și să văd ceea ce mi se oferă și propune. Cu cât creierul este mai ancorat, da, în acea energie eu vreau, cu atât are mai blocată partea aia care răspunde de vedere autentică, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic, dacă unii așa și spun un fel de al treilea ochi, dacă vreți, din punctul ăsta de vedere. Când renunț la prisma aia, da, din lista vreau cu ardoare,
orbește, no matter what, practic încetez să mai văd ceea ce se întâmplă cu adevărat în jurul meu și ceea ce încearcă creația să-mi comunice. Și mai și sufăr eventual. Și apropo, dacă noi invităm și cerem Universului, creației, da, Dumnezeu, ca prin, noi cerem Lui, ca tocmai prin pâinea noastră cea de toate zilele, să ne arate dacă suntem, că așa comunică cu noi. Deci arată-mi, te rog, prin pâinea noastră cea de toate zilele, dacă sunt pe calea cea bună. Și totuși, dacă analizând această pâine de toate zilele, ce realitatea din jurul meu, eu nu văd, că se întâmplă mult, eu totuși nu văd, nu-mi dau seama, da? Încă o dată, e simplu. Iartă-mi greșeala. Nu văd. Mai arată-mi odată și ajută-mă cu creierul ăsta să nu mă ispitească și totuși să văd. Iartă-mi că nu văd. Precum iert și eu pe alții că nu văd, deși le-am spus de 5 ori cu gurița direct și tot nu văd. Dar apoi când subtil, prin pâinea noastră cea de toate zilele, da? Credeți-mă, îngerii abia așteaptă să trimită semnele și să comunice în limba noastră, așa cum noi înțelegem, da? Prin acele semnale, prin acele lucruri și evenimente pe care noi cu siguranță am înțelege, pentru că aici fiecare suntem diferiți. Și acum, ca să fie mai clar, așa, o să vă dau un exemplu personal. Că am dat exemplu de mai sus cu casa, apropo de casă, noi stăteam în București la un apartament. Era totul bine și frumos, nu că eram nefericită sau era totul minunat, dar o casă cu ceva curte a fost întotdeauna ceva ce era așa pe lista mea de intenții. Pot să zic la un moment dat, adică nici n-a ajuns să fie neapărat pe o listă din aia cu vreau cu ardoare. Era efectiv o intenție, din categoria ar fi bine să. Când viața și universul și au manifestat prin pâinea noastră cea de toate zilele, au manifestat și în planul, în zona asta financiară, practic acea stare în care deja sau din care deja ne permiteam casa, am invitat din nou împărăția lui și ghidarea. Și asta nu înseamnă că stăteam în pat și așteptam când eventual cineva bate la ușă și mă întreabă, nu vrei casă? Mi-a transmis, doamne. Nu, încep să acționez. Adică ce? Concret, acum deja începeam să caut. Eram clar că mai erau niște etape mai înainte de asta. Încerc acum așa, pe scurt, strict bucățica asta, da? Strict segmentul ăsta, strict doar căutarea casei. Adică încep să caut. Am văzut câteva în jurul Bucureștiului, dar încă nu luasem o decizie. Deci am văzut o casă, am mai văzut una, da? Încă o dată, ideea și intenția clară scrisă pe acea listă era să rămânem în zona București, adică căutam undeva în jurul Bucureștiului, evident, da? În acele comune din jurul Bucureștiului. Aia era limita mea, în lista de intenții, în jurul Bucureștiului, sate, asta căutam, da? Pentru că în mintea mea aia era. În aceeași perioadă, deci ați înțeles, da? Eu căutam case, dar asta nu înseamnă că m-am oprit din toată viața mea și mai făceam nimic. În aceeași perioadă, având un drum spre Suceava pentru o nouă serie de seminarii și prezentări, pe drumul la întoarcere, mașina s-a stricat. Inexplicabil așa, neașteptat și inexplicabil. S-a stricat unde? În Piatra Neamț. Astfel, practic, a trebuit să facem o pauză de nevoie, cât mașina a fost, da, o pauză neplanificată, că dacă era planificată, probabil era deja și, da, completată ziua aia, dar era neplanificat. Cât practic a trebuit mașina dusă la service și eu practic am petrecut și cu, mă rog, eram mai mulți acolo, o zi în Piatra Neamț, din asta, neplanificată. Încă o dată, de altfel, Piatra Neamț e orașul în care s-a și născut și crescut soțul meu Cătălin și noi la un moment dat, vreo 10 ani în urmă, am mai stat, da, aici și aveam, mă rog, câteva cunoștințe, prieteni, să, așa. În ziua aia nu pot să spun că s-au întâmplat nu știu ce lucruri mărețe. Pur și simplu, câteva plimbări, câteva întâlniri cu vechi prieteni, cumva o zi obișnuită, da, asta, neplanificată, de pur și simplu omor timpul. Dar pentru că sunt mereu și de ceva timp în acest regim de observare, la mine a devenit deja cu adevărat o abilitate, dacă vreți, da? Să observ, să mă uit permanent în jur și să observ. Foarte rapid, adică prin ce am observat, și observați, mă rog, nu o să intru mult în detalii, dar era vorba de, da, mi-am recunoscut rapid acele senzații, da, și acea starea mea interioară,
datorată în principal a modului în care trece timpul aici. Și practic senzațiile astea și starea asta interioară au comunicat, eu doar observând-o. Cu adevărat, față de București, timpul la Piatra Neamț părea mult mai mult. Adică, pe scurt, primisem full de semne în ziua aia. Prin ce? Prin niște stări. Pur și simplu că am petrecut acea zi în Piatra Neamț. Și, bineînțeles, că imediat în mintea mea apăruse și ideea. Dar de ce nu? De ce? Dacă tot trebuie să casă, de ce București? Putem să venim la Piatra Neamț, putem să venim la Piatra Neamț, da? Și, practic, nu m-am terminat toată procedura asta de observat, atent, gândit, analizat și important când vine acea idee care e idee, se și întâmplă o chestie, dar la fel interioară pe care o simți și, practic, atunci a și sunat telefonul cu, da, mesajul: mașina e gata, putem pleca. Adică, cumva, îngerii au zis, în sfârșit ai înțeles, gata, puteți pleca spre București să o rezolvați treburile. Până și deja în sine povestea casei pe care am cumpărat-o până la urmă este tot una foarte interesantă, dar în esență, cel pe scurt, este același principiu. Intenția inițială era să, da, cea scrisă pe listă era să construim noi o casă, adică pe un teren să construim casa, dar uite că viața și spațiul, urmărind atent și observând, a vorbit până la urmă și n-am construit ce am cumpărat, una gata construită, și sunt extrem de mulțumită astăzi pentru că înțeleg că îngerii știau dinainte ce urmează să se întâmple anul ăsta și că era bine să fiu deja mutat aici, nu să fiu în construcție încă vreo 2 ani de zile, da? Încă o dată, eu n-am făcut decât să păstrez flexibilitatea și să urmăresc semnele, adică ce îmi propune și ce oferă universul și viața. Și de multe ori ai impresia că sunt niște drame, da? Nu erau gata cu actele, cu terenul ăla. Acum eu înțeleg foarte bine de ce nu au fost actele gata, de ce nu aia, de ce nu aia. Doar că atunci când observi în jurul tău și nu intră în isterie de nu se întâmplă, nu se întâmplă, ci încerci să înțelegi ce încearcă universul să comunice, ok, poate nu în direcția aia trebuie să acționez, poate trebuie să acționez în altă parte. În momentul în care am acționat în altă parte, zic, poate trebuie, poate e o casă gata construită. Adică doar am început să acționez în altă parte. Și a și venit. Da? Exemple, dacă e plină viața mea de astfel de exemple. Cum am ajuns în Doterra, pentru cei care mă știți din acea zonă. Păi e tot o poveste care a început cu un mare, da, din ăsta vreau, dar un mare vreau intenție, încă o dată, o mare intenție, să-i spunem, și practic după acțiune, observare, conexiune cu realitatea din jur, s-a întâmplat cum s-a întâmplat. Adică, eu am intenționat clar că tare aș vrea să promovez cartea Nectar pentru Suflet. De ce e o istorie întreagă, trebuie să căutați așa, de ce, care e istoria Nectarului și cum a ajuns el să fie tradusă, da? Sau el Nectarul, ia cartea, ca să ce? Ca să ajungă la cât mai mulți oameni, pe scurt, atât cât, încă o dată, poate mintea, o minte, rațiune, creier să conceapă, ar suna intenția și dorința asta la fel de limitat și simplu. Vreau să vând un tiraj de X, da, nectare, care era tipărit deja. Nu, simplu, dacă vreți. Și poți limita atât poate, atâta frază poate concepe creierul în baza și în limita ceea ce cunoaște. Da? Și pentru că mintea și creierul meu nu aveau cum să conceapă mai mult decât ceea ce e în sfera cunoașterii lui, am făcut, bineînțeles, și o întreagă, da, listuță cu potențiale acțiuni de făcut. Nu era doar o intenție, era ok, ce aș putea să fac, da? Campanii de promovare, reclame plătite, să fac filme despre sau împreună cu autorii cărții Nectar pentru Suflet și așa mai departe și așa mai departe. Deci era o listă întreagă de idei geniale, după părerea creierașului meu. Și chiar mă entuziasmasem la unele dintre ele și chiar și mă pusesem pe treabă, adică acționam deja, am prins câteva luni de acționare, dar în același timp, dragă Univers, eu particip. Eu particip în viața asta și în creația asta, chiar am de gând de acum înainte să particip intens și activ, deci te rog, ajută-mă, coboară în creierul meu, vie împărăția ta și fac-se voia ta în mintea mea. Asta este intenția mea. Ce-mi propui și oferi tu? Așa, după câteva acțiuni, practic, pe care le făcuse și o conversație pe care le-am avut cu însăși, da, autorii Nectarului, observam ce se întâmplă în jurul meu.
Pentru că au început să se întâmple niște lucruri în jurul meu. Apropo, că tot suntem la exemplul ăsta. Uneori, ceea ce, ce se comunică, sau, adică practic ceea ce se începe a manifesta în jurul nostru și ceea ce ni se comunică, adică acele evenimente, dacă vreți, inclusiv oameni și conversații de care vorbeam mai sus, par sau sunt, încă o dată, complet ilogice și iraționale. Pentru creier sunt ilogice și iraționale, dar pentru voia ta și voia sufletului, da? Sunt tare bune, sunt complet logice. Logice și iraționale sunt pentru creier. De-aia să putem fi tare ispitiți să nu le urmăm. Așadar, continuăm cu povestea. Mesajul, după, mă rog, câteva acțiuni și o conversație cu autorii, deși eu m-am pus pe drum, fac campanii, fac din aia, eram în plină treabă. Ori mesajul a venit foarte clar, prin toate manifestările și semnalele din jur, că pentru ca intenția mea, pentru ca acel plan și să se întâmple, calea era și drumul era să intru într-o activitate de network marketing. Și pun pariu, care, mulți care m-au zis acum, care e logica și rațiunea? Ei, uite că este, da? Ce încă o dată, da? Deci această idee cu network și network marketingul era contravenea complet, inclusiv cu rațiunea și gândirea mea de atunci. Adică inclusiv eu mă împotriveam. Eram ispitită, așa, intens ispitită. Dar am spus totuși. Ok, dragă univers, dragă viață, dragă creație, dragă Dumnezeu, așa, n-am înțeles prea bine ce vrei să spui cu acest cu network. Poate n-am înțeles asta că așa. N-am văzut. Iartă-mi proasta vedere. Iartă-mi dacă nu mă prind, da? Mai arată-mi o dată, sau arată-mi mai clar, sau du-mă mai, da? Eu continui să particip. Eu nu renunț, eu continui să vie împărăția ta, facă-se voia ta prin creierul meu și ajută-mă prin pâinea cea de toate zilele, adică prin niște manifestări să și înțeleg încotro dacă trebuie să schimb traiectoria. N-a trecut mult timp de atunci, nu înseamnă că gata, am spus chestia asta și mai departe stau și aștept ce se... Nu, continui viața, aia e important de înțeles, continui să ce? Să acționezi, continui, pur și simplu, se poate întâmpla când? Dar și peste 3 luni se poate întâmpla ce are de întâmplat, s-ar putea toate acțiunile astea să fie toate necesare până ajungi la... Da? Deci nu încep să te pui în aia cu așteptat, mâine trebuie să se întâmple, nu, s-ar putea să se întâmple, nu mâine. Într-adevăr, trecuse aproape vreo, nu știu, 3 săptămâni, 4 săptămâni timp în care eu continuam să acționez. Și, mă rog, era de ziua mea, într-o plină criză digestivă, cum nu mai avusesem niciodată până atunci, într-o zi în care, apropo, n-așteptam niciun fel de, nu știu ce semne, să coboare de undeva sau să materializez, era o zi în care mă odihneam, s-a nimerit, ca și cum întâmplător, evident, că așa subtil comunică cu noi, da, Doamne, Doamne, să fie un prieten drag lângă mine, un prieten drag, dar cu care, încă o dată, de altfel, nici până atunci nu mai făcusem nicio zi de naștere împreună, nici după aia. Ea a fost singura, da, zi de naștere făcută împreună. Care avea la el niște uleiuri esențiale magice, pe care de altfel eu le foloseam deja, doar că mai mult așa pe post de parfum și arome. Și când mi-am revenit din acele dureri și criză, da, deci m-a dat cu uleiuri așa, mi-a trecut și aici a venit împărăția lui în capul meu, în creierul meu, da? M-a trăsnit, să zic așa, pentru că am și întrebat direct. Măi, Viorel, dar uleiurile astea nu cumva sunt promovate printr-un network marketing? Și restul poveștii o știți deja. Dar esența este că intenția mea era doar să promovez nectarul și atât. Rațional, logic și pentru o minte perseverentă și ambițioasă era suficient să merg pe calea campaniilor de promovare, de așa plătite, Facebook, nu știu, rețele de vânzare de cărți, librării și așa mai departe. Calea clasică. Logic și rațional este să o iei pe calea clasică. Oricare calea eficientă, acolo unde voia mea cu voia așa să, da, a fost să intru într-un network marketing care pare complet irațional și ilogic pentru unii chiar și astăzi, ce legătură are una cu alta. Deci intenția mea era doar să promovez nectarul și încă o chestie, nu era deloc în lista mea de intenții, în acea listă concepută de creierul meu, să și schimb sursa de venit, adică gata, nu mai vreau să lucrez asta, lucrez aia. Nu, doar să adăugase la lista aia, deci era business-ul așezat, așa, doar să adăugase povestea cu nectarul. Dar interesant că ceea ce s-a manifestat prin
pâinea noastră cea de toate zilele, și încă foarte rapid, au vorbit de la sine. Eu am continuat să urmăresc atent, să fiu conectată cu realitatea din jur și practic am fost, dacă vreți, îndrumată și ghidată, da, pe altă cale. Eu cerând de altfel îndrumarea și ghidarea. Important este să vezi că uneori se întâmplă nu neapărat în zonele în care ceri. Eu am cerut despre nectar și atât. Creierul meu a putut atât concepe atât. Dar împărăția, voia a cuprins și niște altele pe care capul meu nu le vedea. De asta este important să rămâi și flexibil. Aia e cu acea flexibilitate. Și încă o dată, deși părea ilogic și complet de lipsit de rațiune să închid un business care mergea bine, și nu mă refer la Dotera, cealaltă afacere pe care o aveam înainte de asta, și care încă o dată chiar îmi plăcea, deci nu era ceva ce nu mai plăcea. Ceea ce, apropo, a fost un mare șoc pentru foarte mulți din jurul meu, inclusiv da, prieteni, rude, apropiați și colaboratori, dar datorită acestei conexiuni cu realitatea autentică, citind, urmărind aceste semne ale sorții și cum se manifesta această pâine noastră cea de toate zilele, asta am făcut până la urmă. Am renunțat, am închis acel business și restul știți. Așadar, încă o dată, cum mai exact pot să mă reconectez la acea priză, da, în univers, astfel încât să fiu ghidat și îndrumat? Și când spun încă o dată ghidat și îndrumat, nu înseamnă atenție deloc, vreo impunere, adică așa musai, așa și nu altfel. Nu uitați niciodată de acest liber arbitru care se păstrează toată viața noastră. De la univers și îngeri vin doar sfaturi și semne pe care noi putem să le urmăm sau nu. Asta deja rămâne la alegerea noastră. Și nu ești pedepsit dacă nu ai urmat vreun semn. O, foarte rapid o să vină altul. Și ca să fac chestia asta, eu ce am de învățat în primul rând este această ascultare, care, apropo, am impresia că și în Biblie de multe ori este înțeleasă prost această ascultare, să asculți de. Ascultarea nu în forma denaturată care ni s-a indus nouă de-a lungul timpului, ci o ascultare autentică. Ascultarea autentică înseamnă eu întreb mai întâi, invit, că e un om, că e creația, cer, întreb și după aia ascult, logic, ascult acele sfaturi sau da, acele sfaturi și semne sau trimise acele sfaturi, practic care îmi vin, trimise prin semne și evenimente în viața mea sau altfel spus, prin punerea noastră cea de toate zilele. Dar trebuie să învăț și ascultarea, această conexiune, practic, de care v-am vorbit mai sus. Particip nu înseamnă că aștept până creierul meu scoate varianta ideală de plan. Tare mulți, din păcate, se opresc acolo. Fac planuri, toată viața scriu planuri și iar așa, până e ideal. Și asta e, există și o explicație de ce așa se întâmplă acum pe planetă, da? Particip înseamnă că eu încep să acționez, fac, pornesc, fac doi pași, dau, da, bat un cui, nu știu, văd ce iese. Dacă nu am înțeles, mai întreb odată eventual universul, creația, viața, și iar acționez, fac și iar văd ce iese. Și eu pot încerca făcând ori de câte ori este nevoie. Și de fiecare dată urmărind rezultatele, să trag concluziile mele, da? Lecțiile de acolo, experiența de acolo, ce am mai învățat. Pentru că asta e cel mai important. Problema este că mulți dintre cei care au făcut cunoștință cu legea atracției nu înțeleg până la capăt că planul subtil rămâne plan subtil și va comunica cu noi într-un mod subtil. Universul și planul subtil ghidează, funcția lui este să ghideze, nu să mă și materializeze aici pe loc. Materializatul ăsta aici deja ține de oameni, într-un final și prin acțiunile lor. Așadar, participând în această realitate, prin voința universului, creației, ascultând semnele și sfaturile trimise subtil prin această realitate fizică, sunt de acord, adică admit și aprob și sunt de acord să și încerc. Am zis asta încât de înainte de a veni aici, mă duc și încerc. Da? Adică ce înseamnă mă duc și încerc? Trec la acțiune, nu stau și aștept. Și aici intervine acea
dacă vreți, puterea caracterului. Deja nu mai ține de puterea voinței. Asta înțelegi unde se află cu adevărat puterea voinței, dar mai departe intervine caracterul, creierul. Da? Sau ceea ce noi în mod obișnuit îi spunem puterea voinței aici pe pământ. Adică acea necesară. Da? După ce eu am cerut, am invitat, am anunțat că particip, am întrebat, m-am uitat încotro și în principiu am și înțeles și ce și de ce să fac. Da? De multe ori chiar așa se întâmplă. Vreau, știu, pot, ca, fac, da, lista e, da, își înțeleg încotro ce ar trebui să fac și ce, da, mi se și spune clar, deci nu-i că nu știu, sau măcar știu în ce direcție, dar a naibii, mi-e lene să-mi mișc fundul, să mă duc să încerc, da? Să acționez, să fac, adică vine lenea. Lenea asta vine tot de la creier. Vă aduc aminte, nu uitați că este instrumentul care ne economisește, practic, energia trupului și se ocupă în principal de supraviețuire și nevoile pământești. Așa că prin acest mecanism șmecher programat deja în el, majoritatea oamenilor, chiar făcând diverse scenarii mărețe legate de viață, de regulă nu trec și la partea aia de acțiune, pentru că prin asta, prin acțiune, creierul, ăsta e mecanismul lui, va căuta întotdeauna prin prisma naturii lui, dar și prin prisma educației pe care o avem de-a lungul timpului, pentru că educația mai departe nu face decât să întărească, dacă vreți, această prismă inițială a creierului, da? Cea de a economisi timpul, respectiv acțiunea trebuie să fie cum? Corectă, sigură, perfectă, ideală, potrivită și cea mai puțin consumătoare de energie. Asta e legea naturii. Da? Nu stă în natura și în mecanismul, da, creierului acela, da, legat de supraviețuire și păstrarea energiei și nici nu se educă prin, da, sistem să nu să faci ideal, ci să încerci și atât. Nu aveam această, da, a încercat și atât, fără nicio garanție a vreunui rezultat oarecare. Ori dacă încă o dată povestea becului e adevărată, și eu tind să cred că da, Edison n-ar fi aprins becul ăla până la urmă dacă nu ar fi încercat întâi de 99 de ori până să aprindă becul. Acum, ce e important de antrenat și de înțeles? A accepta potențiala greșeală în urma încercării, iarăși, ispita capcana, a accepta că greșești, și că poți să greșești și vei greși de 8 ori din 10, da? Nu înseamnă deloc că voi continua ca prostul să tot încerc și atât, no matter what. Nu înseamnă că nu contează acel rezultat final, ci pur și simplu rezultatul doar va comunica cu mine ulterior. Deci încă o dată, țineți minte, eu spun în felul următor. Fac, analizez și văd ce a ieșit. Adică eu încep să fac, încerc și după ce văd ce a ieșit, încep cu adevărat să înțeleg. Da? Adică învăț ceea ce de fapt e de făcut cu adevărat. De altfel, în viața asta, cunoașterea adevărată este cea căpătată prin practicare, prin încercare, prin experimentare. Faptul că ai citit 7 cărți, dar n-ai practicat nimic de acolo, asta nu devine cunoaștere. Cunoașterea adevărată e aici. Ea trece de aici, dar trebuie să ajungă aici. Ea nu va ajunge aici niciodată până nu va fi practicată. Cum, ce înseamnă practicat? Încercat de 99 de ori ca Edison cu becul. Despre creier, cum funcționează el și cum îl putem antrena astfel încât să dezvoltăm, da, și fiziologic, biologic, neurobiologic, ceea ce numim de obicei ca și puterea voinței, care de altfel e caracterul, dar aia, autocontrolul, perseverența, cum învingem lenea și așa mai departe, o să discutăm în detaliu la următorul webinar care se va intitula Jocurile periculoase ale creierului. Astăzi aș vrea doar să mai adaug o analogie, dacă vreți o metaforă, prin care să reușiți poate să înțelegeți mai bine și lecția de astăzi, dar și în același timp și cele care, sau cea care urmează. Puterea voinței autentică, eu o să-i spun de acum înainte puterea voinței holistice, da, holistică și integrală, și pe care am încercat să o descriu astăzi prin acea paralelă cu rugăciunea Tatăl nostru, încă altfel, da, poate fi comparată schematic așa, da, poate fi comparată cu un calculator în care avem și un telefon, dacă vreți, în care avem partea de hardware, da, deci aparatul, discul, hard discul, îi spunem, da, baza, instrumentul, suportul, dacă vreți, ăsta material și fizic, și avem partea de software,
care se ce, da? Deci software-ul, programul, da? Aplicația, programul, care se manifestă, da? Instalează, respectiv se manifestă prin acel hardware. Una fără alta nu-i calculator. Dacă ai doar hardware fără software, nu-i calculator. Dacă ai doar software și n-ai pe ce instala, nu este, da? Nu-i final integral, da? Calculator. Imaginați-vă că, da, prin această comparație, hard discul nostru este creierul biologic și fiziologic vorbind, puterea lui, capacitatea lui și așa mai departe. Iar software-ul sunt toate acele programele, practic programele, înseamnă conștiința, subconștientul, conștientul, voința aia, da? Și practic programul sufletului nostru se află tot acolo, paradigmele, credințele se află tot acolo, da? Deci asta e partea de software care, da, este instalat, dacă vreți, în hardware, da? În creier. Și știm că cu cât mai în lumea, da, calculatoarelor, cu cât mai puternic este partea de hardware, adică ce? Cu cât mai mare capacitate are, cu cât mai multă memorie are și ce alte caracteristici sunt acolo, că nu mă pricep la partea asta, deși am făcut mate-info, cu atât mai performant, practic, poate fi software-ul instalat în hardware-ul ăla, da? Și cu atât mai bine va funcționa toată instalația aia, da? Tot calculatorul ăla. Altfel spus, înainte, sau nu că neapărat că înainte, dacă vreți și în paralel, dar puteți să gândiți și așa și înainte, să treci la partea asta psihologică, spirituală, sufletească, la programarea subconștientului, la autentica puterea voinței și intuiției, adică înainte, da, să creiem și să reprogramăm acel software, programele alea, uneori, într-adevăr, este foarte greu să mulți apoi iau pe calea asta și le este extrem de greu, pentru că de multe ori creierul nostru ajunge într-o stare în care e necesar să trecem întâi și întâi la partea fiziologică sau neurobiologică, adică antrenamentul, curățarea, da, așa, da, al creierului și a părții lui de hardware. Iar în următoarea lecție, în următorul webinar, vom discuta și analiza practic despre aceste bucăți, da? Despre creier și cum antrenăm creierul, care e specificul lui și cum putem să îmbunătățim acest hardware, dar și după aia cum ne jucăm cu acel software. Dar încă o dată, pe scurt, pentru a antrena, și cu ce aș vrea să rămâneți măcar de astăzi, pentru a antrena puterea voinței în noi, aia completă și cu perseverență și cu așa, avem de ocupat de două tipuri de antrenament, practic diferite. Pe de o parte, antrenamentul, da, creierul, caracterul, da, adică practic vorbim de pregătirea aia hardware, fiziologică, biologică, neurobiologică și pregătim tot mai, da, pe zi ce trece această bază și acest instrument pământesc prin care se va manifesta sau care va fi folosit pentru manifestarea acelei autentice voințe. Da? Și după aia, pe partea cealaltă, deja avem puterea voinței, de antrenat acea putere a voinței autentică, adică folosind instrumentul creier ăsta tot mai bun și tot mai antrenat și tot mai performant, ne vom putea ocupa și pune în practică partea asta psihologică, spirituală, filosofică, cum vreți voi să-i spuneți. În partea asta, antrenând intuiția, vocea intuiției, o să începem să practic și auzim tot mai mult. Da? Vom auzi tot mai mult vocea sufletului, vocea universului, vocea creației. Atât pentru astăzi, asta o să vorbim la webinarul trecut, pentru astăzi atât. Pe data viitoare, încă o dată, vom vorbi despre cum putem să antrenăm acest creier. Vom lua în calcul așa toate jocurile periculoase ale lui, tot specificul creierului, dar o să vorbim și despre cum reprogramăm ulterior, ușor, ușor, pe zi ce trece, cu încercări și greșeli pe care ni le iertăm, da? Să curățăm toate acele iluzii și false percepții care ne încurcă să auzim acea voce interioară a sufletului nostru. La revedere și pe data viitoare!